Bun găsit tuturor! Va câștiga cecul Alexandra în data de 20 octombrie. La ora înregistrării acestui vlog, încă nu s-a aflat cine a câștigat cecul în gala filmată pentru data de 20 octombrie, doar că în mediul online s-a rostogolit o informație ce pare că a prins destul de mult, cum că Alexandra va lua cecul în gala respectivă. În niciun caz nu poate fi vorba de așa ceva, cel puțin la momentul când a apărut această informație dintr-un simplu motiv. La momentul răspândirii acestei informații, gala încă nu era filmată, deci practic era imposibil să se fi întâmplat așa ceva. Pe lângă acest lucru, sunt o grămadă de alte argumente care ar contradice acest lucru și mă refer în principal la comportamentul Alexandrei în casă și nu mai departe de ieri, văzând cum îl tratează pe Gaja, parcă o vedeam pe Mihaela din sezonul trecut. Câștigarea cecului de către Alexandra, în mod organic, natural, prin votul multor mii de oameni, este imposibil, cel puțin în acest moment. Și câștigarea cecului de către Alexandra se poate realiza doar dintr-un singur motiv. Ca cineva cu mulți bani să încerce să se distreze pe seama noastră și să o voteze la nesfârșit pe Alexandra doar pentru a ne face în ciudă nouă tuturor. Cum nu cred în această variantă, pot spune astfel că sunt șanse extrem de mici ca Alexandra să câștige cecul în următoarele gale. Cu siguranță, șanse mult mai mari decât ea le are Gaja, deși pare că și lui i-ar fi greu să câștige, ținând cont că el practic acum câteva luni avea ca susținători familia și câțiva prieteni. Și mi se pare incredibil că acum să văd Gaja din ce în ce mai des. Cu fiecare săptămână care trece, șansele lui cresc și aș îndrăzni să spun că nu mai e nevoie decât de o descalificare ca el să devină principalul favorit la câștigarea marii finale la băieți. Credeți că este posibil așa ceva? Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc o zi de vineri superbă!